Să ne faceți mâncare bună, că venim și noi. Vă mulțumim frumos și dacă ne-ați promis că vă ocupați, mi-ați promis și personal, dar acum auzindu-vă județul tot și atâta lume, eu sunt foarte sigură că o să iasă extraordinar nunta noastră. Nu m-ați probat un mirese, nu mă ocup de restul. Mulțumim pentru bine, mulțumim, sănătate. Bărbanii ăștia sunt cam glumeți, așa le stă bine. Da, absolut. Vreau să-i spun la domnul Costică că de probatul mirese se ocupă mirele, nu totuși ca să completăm întrebarea. Florina, știu că ai emoții, dar cum vezi tu ziua de sâmbătă? O să treacă repede sau o să treacă încet? Sau... După câte emoții și câte am petrecut în ultima săptămână, deci în săptămâna asta și sfârșitul săptămânei trecute, eu cred că o să fie frumos, că se spune, e un obicei, zice, când sunt foarte multe piedici înainte, o să fie frumoasă nunta, nu? Deci asta e un obicei la noi și eu cred că o să fie frumoasă. Din punctul meu de vedere, probabil o să fie scurtă, că o să treacă foarte repede, fiind plină de atâtea activități frumoase, dar o să fie bine. Eu sper și am toată încrederea că o să fie bine. Vreau să întreb pe băieți dacă, când se ocupă de pregătitul steagului, dacă este un steag și când îl faceți, cum îl faceți? Din păcate, eu niciodată nu am participat la un asemenea obicei, pentru că sunt prea tânăr. Și din câte am auzit, se spune că este un obicei foarte frumos și în același timp autentic, care ne caracterizează pe noi bârgăoani. Dar sperăm să iasă totul bine și da, să ne ocupăm. Da, avem steag la ansamblu. Nu avem steag. Lăsați că vă duc eu un steag. Mă ocup eu să facem rost de un steag. Nu este steag, dar eu, înainte să plec în Spania, am activat la ansamblu de la Prunci. Acolo este un domn care are un steag extraordinar de frumos. Pe această cale vreau să-l rog. Încă n-am ajuns să vorbesc cu dumnealui, dar vreau să-l rog pe domnul Mitică Greab să ne împrumute steagul dumnealui, pentru că e un steag frumos și bănuiesc că vine. L-am podobitul porții și împodobitul curții și a face struțul și tot, o să împodobească băieții și steagul cu bănuți și cu mușcate frumos, așa cum e obiceiul la Bârgău. Alo! Alo! Bună seara! Bună seara, domnul Benu! Bună seara! Becleanu la telefon! Aveți o invitată de onoare la acest minunat eveniment pe care îl trăiește o dată în viață. Să fie odată în viață. Așa sperăm și noi. Da, și eu la fel. Mai frumos, mai plăcut. Și o asigurăm că vom fi alături de ea. Vă mulțumim. Florina, vă mulțumim frumos. Florina, să fii sănătoasă. Mulțumim. Să treci peste toate momentele pregătitoare, premergătoare, mare eveniment pe care îl aștept. Sunt convins, așa, cu mare da. Cu mare emoție. Da, aveți dreptate, cred că. Și toți cei care vor veni vor fi mulțumiți și impresionați de tot ce se va întâmpla. Florina, dragă, așa cum noi dorim, tot ce dorește tu, vrem ca să te bucuri de acest eveniment și sper că știi că te hăturează cele mai frumoase momente din viața ta. Mulțumim frumos. Vreau să vă spun că la telefon este domnul Vasile Rus, este viitorul nostru naș de cununie, Nașu, și vă mulțumim din suflet și sperăm să fie bine și să fie alături de noi toți cei dragi și să fie pe măsura așteptărilor noastre. Că... Și noi vă pupăm. Să pregătesc pormoneu, și... așa, serios. O să ne întâlnim cu drag. Să fii pentru viitor eveniment care se apropie. Cu mare drag. Numai bine. O seară frumoasă. Haideți să cântăm pentru plăcută. Două perechi de naș aveți sau câte? Două perechi de naș avem, că pe Bârgău se puneau
Câte 8 altă dată. Da, înainte era, dar noi am zis că e două perechi, așa, pentru că pentru noi nașii sunt părinții spirituali și fiind așa de mulți, de multe ori nici nu îi cunoște așa. Spunea mama, eu am avut 28 de nași, zicea, oleu că 28, deci pe vremurile mai de mult se puneau mulți nași, așa că noi ne-am ales doi nași, două familii și niște persoane de suflet care au fost alături de noi întotdeauna și ne-au ajutat foarte mult, Dumnezeu să le dea sănătate și îi așteptăm alături de noi. Pentru nași, pentru părinți, pentru nași și părinți de data aceasta, da. Următoarele două melodii, pentru soacra mică, socru mic din păcate nu mai este alături de noi, da. Dar cu siguranță tu simți că de acolo de sus este alături de tine. Da, sunt sigură de acest lucru. Părinții lui Cosmin. Părinții lui Cosmin sunt la Sibiu, vreau să-i salut pe această cale, nu știu dacă la Sibiu aveți... Se uită pe internet, putem să se uită salutăm, pe internet le spunem să se uite pe internet. Să ne vadă. Să ne vadă. Părinții dedicația. Lui Cosmin sunt la Sibiu. Când ajung? Sâmbătă dimineața? Vineri seara sau sâmbătă dimineața, pentru că au și acolo foarte multe de făcut și nu știam... I-am rugat să vină mai repede, dar mi-a spus că încearcă și îi așteptăm vineri să vină. Vreau să vă spun că noi acum două săptămâni, în data de 1 mai, am făcut logodna și starea civilă la Sibiu în Cârța. A fost foarte frumos. Am mai fost odată o miresucă mai mică, aici o să fie o mireasă puțin mai mare, pentru că acolo am făcut logodna și starea civilă. Și în Spania o mireasă cum o să fie? În Spania nu cred că ajunge, e gata. Oricum în Spania... o să sărbătoriți și cu colegii de acolo. În și Spania cu probabil o să sărbătorim cu colegii. Dar aici e familia noastră, aici sunt persoanele dragi care le iubim și cu care vrem să sărbătorim într-adevăr acest moment deosebit din viața noastră. Cu mare drag încă două melodii cu Florina, însoțită de nepoții ei. Pe dumneavoastră vă așteptăm cu mesaje în direct după cele două piese. Până se pregătesc, vă mai fac o invitație. Astăzi sunt cu invitațiile. Centrul Județean pentru Cultură, Societatea Corală Andrei Mureșanu, Biserica Sfinții Trei Ierarhi vă invită la un concert de muzică sacră, Te Deum Laudamus, duminică de la ora 11:30 la Catedrala de pe Odobescu. Vor susține recitaluri Camerata Academica Câmpul Lung Moldovenesc, dirijor profesor Emil Forfotă și Societatea Corală Andrei Mureșanu din Bistrița, dirijor arhidiacon profesor Cornel Pop. Va fi lansat un CD Cât de mărit este Domnul în Sion al Coralei Andrei Mureșanu la 40 de ani de activitate și va fi lansată o carte despre Cornel Pop și rugăciunea cântată. O carte la care vă invit să fiți alături de noi pentru că cartea este scrisă de mine și vă așteptăm cu mare drag duminică la ora 11:30 la Catedrala de pe Odobescu. Până atunci, împreună cu Florina, mai ascultăm două melodii. Fericită
de luni.